Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cu mâinile curate. O emisiune în care aducem în casele dumneavoastră oameni documentați, profesioniști, care să vină cu plus valoare la informațiile pe care le primiți zi de zi în perioada de criză. Suntem în continuare sub incidența stării de urgență. Ne facem griji pentru sănătatea, ba chiar pentru viața noastră și a semenilor noștri, semeni care au atâta nevoie de încredere în autoritățile medicale, administrative și nu numai. În aceste zile vom transcende între știință și spiritualitate, între trup și suflet. Invitații de astăzi, doamna dr. Daniela Marcoci, fost șef al DSP Neamț, fost director medical al Spitalului Județean Suceava în formula militarizată și iată cu mari speranțe pentru nemțeni, actual manager al Spitalului Județean de Urgență Neamț. Îl vom avea invitat și pe domnul dr. Robert Chioveanu, președinte secretar de stat al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, într-o perioadă în care medicii veterinari din laboratoarele de diagnostic veterinar sar în ajutorul medicilor umani, punând la dispoziție aparatura Real PCR, atât de necesară în această perioadă pentru diagnosticul COVID-19. Veți afla și în ce condiții se vor comercializa produsele alimentare, unde vor fi sacrificați miei și în ce condiții vor fi comercializați în perioada sărbătorilor pascale. În final ne va onora cu prezența în studio scriitorul Dan Dumitru Iacob, un doctor desăvârșit al sufletelor noastre, al spiritualității noastre, al credinței în Dumnezeu. Rămâneți alături de noi, echipa Jurnal FM este aici pentru a vă oferi soluții în jurul obiectivului nostru cu mâinile curate. Nu uitați, ne puteți urmări și live pe Facebook, pe pagina Rețeaua Jurnal FM. Revenim după o scurtă pauză. Așa cum v-am promis, alături de noi la Jurnal FM se află domnul Robert Chioveanu, președinte secretar de stat al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Ne aflăm în perioada Sfintelor Sărbători Pascale, perioada în care comercializarea produselor de origine animală și non-animală impune condiții speciale în contextul crizei COVID-19. În ce condiții se vor sacrifica și comercializa miei de Paște? În primul rând, anul acesta este un an puțin mai deosebit pentru că avem o situație mai specială, și anume pandemia COVID-19. De aceea, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară a luat următoarea decizie: de a da anumite derogări ca fermierii să poată să sacrifice mielul la nivelul fermei,
Față de anii precedenți, acolo unde s-a făcut o evaluare de risc și autoritățile publice locale au identificat spații unde se pot respecta anumite reguli și se pot amenaja spații la nivelul piețelor sau la nivelul unor locuri care să nu permită accesul consumatorilor și să existe proceduri ca acești consumatori să nu vină în contact direct, au fost amenajate câteva, la nivelul câtorva județe, centre temporare de sacrificare a mieilor. Ne puteți da câteva exemple în ce județe s-au amenajat acestea? Da, bineînțeles, vă pot da exemple, de exemplu, la nivelul județului Timiș, la nivelul județului Bihor, la nivelul județului Dâmbovița, la nivelul județului Harghita, la nivelul județului Hunedoara, la nivelul județului Iași, există centre amenajate până în acest moment în care au solicitat și au fost evaluate și se pot sacrifica, se numesc centre de temporară. Deci ele funcționează doar în această perioadă, până în data de 19 aprilie, iar în aceste centre de amenajate temporar, unde se sacrifică mieii, carnea rezultată trebuie să îndeplinească anumite condiții. Adică trebuie să carnea rezultată în urma sacrificării în aceste spații amenajate temporar trebuie să fie marcată cu o marcă de sănătate în formă rotundă, cu un diametru de 3,5 cm, în interiorul căruia este scris județul și controlat sanitar veterinar. Această marcă de sănătate se aplică în urma controlului examenului post-mortem care este efectuat de un medic veterinar. În plus, față de aceste... Domnule președinte, mă scuzați că vă întrerup. Spuneți-mi, dar ce se întâmplă cu celelalte județe? Adică cei din celelalte județe vor merge în aceste centre temporare de sacrificare? Pentru că eu, de exemplu, mă gândesc la, nu știu, Neamț, Bacău, n-am auzit, cred că, nici Vrancea, Botoșaniu, Vasluiu. De exemplu, județul Botoșani. Județul Botoșani, în momentul de față, are multe abatoare autorizate. Și atunci, în urma evaluării de risc pe care au făcut-o colegii, nu s-a impus deschiderea unor asemenea centre. Deci fermierii merg în aceste abatoare autorizate, care sunt în momentul de față număr de 171 de abatoare la nivel național, dintre care 52 de abatoare sunt doar pentru specia bovină și ovină, iar mai mult decât aceste abatoare care sunt autorizate sanitar-veterinar, avem și abatoarele autorizate sanitar-veterinar, așa numitele abatoare de capacitate mică, în care se pot sacrifica miei de Paști și aceste abatoare de capacitate mică pun pe piață, pot livra către carmangerii, măcelării, carnea de miel rezultată și organe. Ce se mai aude cu normele de aplicare a legii 236/2019 în condițiile în care Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor, OIEU, și Asociația Mondială Veterinară pledează pentru ca activitățile specifice veterinare să fie considerate esențiale pentru sănătatea publică? Medicii veterinari făcând parte integrantă, până la urmă, din comunitatea globală de sănătate. Să nu uităm rolul esențial al serviciilor veterinare în prevenirea și gestionarea bolilor, inclusiv a celor transmisibile de la animale la om. În ce condiții, cum sunt susținuți medicii veterinari de liberă practică concesionarea acțiunilor din programul strategic? Da. Ați vorbit despre legea 236 din 2019. Legea 236 din 2019, pentru această lege, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară a elaborat norme de implementare a legii. Aceste norme au fost transmise către ministerele avizatoare pe a fi consultate. Săptămâna aceasta, miercuri, am primit de la Ministerul de Justiție și joi am primit rezultatul de la Ministerul de Finanțe,
în care aceste ministere care sunt avizatoare ne-au făcut ceva observații cu privire la normele de implementare a legii. Imediat am declanșat măsuri urgente în sensul că am întrunit grupul de lucru care a elaborat aceste norme pentru a analiza observațiile propuse de către ministere. Când e realizabilă această... În opinia mea, cred că luni sau marți, vor fi finalizate toate observațiile, după care o să mergem către Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor pentru a le aviza. Apoi o să mergem în ședință de guvern. Nu vă pot spune exact o dată, luni sau marți 22, luni 22 sau eu știu data de 1 mai, pentru că în funcție de, o să merg personal la fiecare ministru, Ministrul Justiției, Ministrul Finanțelor, Ministrul... Medicii veterinari vor trebui să iasă în teren, vor merge din casă în casă, se expun la riscuri foarte mari dacă vorbim despre COVID-19. Ei trebuie susținuți, nici măcar financiar nu sunt susținuți în acest moment, adică mai sunt și de conturi întârziate. Sperăm dumneavoastră să grăbiți, să urgentați puțin procedurile. Am grăbit cât am putut și mai mult decât atât în conceptul One Health, medicul veterinar și medicul uman, vorbim de un singur concept, de o singură sănătate. Adică o singură sănătate, da. Mai mult decât atât, știu foarte clar, pentru că miercuri am făcut cu toți colegii mei directori executivi din țară, am făcut o videoconferință în care am cerut să mi se precizeze dacă există contracte restante sau plăți restante la medicii veterinari. În momentul de față vă pot spune că nu există niciun județ vreo plată restantă la deconturile depuse. De aceea, consider că, într-adevăr, medicii veterinari trebuie, această lege trebuie să fie aplicabilă pentru 2020. Normele, odată ce vor fi avizate de către ministerele avizatoare, voi merge de îndată la guvern pentru a se formula, a se emite hotărârea de guvern și sper ca în luna lui mai toate aceste proceduri de respectare a cerințelor legislative să fie îndeplinite și din mai să fie și hotărârea de guvern adoptată. Domnule președinte, avocații, notarii, deci profesiile liberale au primit un ajutor consistent din partea guvernului în această perioadă, pentru că sunt activi, sunt acele profesii active pe piață. Nu reușim să facem și pentru medicii veterinari același lucru? Vorbim tot de o profesie liberală activă în această perioadă. Bineînțeles, sper să aibă înțelegere, o să merg la guvern să spun dar aceste probleme. Îmi cer scuze, timpul ne presează. Vom reveni după o scurtă pauză. Vă mulțumesc, domnule președinte. Revenim după o scurtă pauză. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Yeah. Imagine there's no countries, yeah. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living for today. Oh. You may say that I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. Imagine no possessions,
I wonder if you can. No need for greed and hunger. Brotherhood of man. Sharing all the world. You. They say that I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as one. Special la Jurnal FM, doamna dr. Daniela Marcoci, noul manager al Spitalului Județean de Urgență Neamț. Salut, bună, doamna doctor! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Noi vă mulțumim că în acest stres cotidian ați acceptat invitația noastră. Din poziția pe care ați avut-o în cadrul DSP, în procesul de monitorizare a activității Spitalului Județean Neamț, ați constatat foarte multe nereguli în ceea ce înseamnă fluxuri, circuite, metodologii, proceduri. Bănesc că asta a dus la schimbarea managementului acestui spital. Schimbare, de altfel, dispusă de Ministrul Sănătății, domnul Tătaru. Ce ați constatat? De ce credeți că a fost nevoie de o schimbare a managementului? Sinceră să fiu, nu știu care au fost neapărat motivele pentru schimbarea managementului. Ceea ce știu este că, mă rog, eu am fost adus aici pentru a încerca să ținem sub control infecția cu COVID în județul Neamț, de principiu în spital, vis-a-vis de circuite și așa, știți, dacă îmi permiteți, există o vorbă, de ce fugi de aia nu scapi. Da, știam situația din postura DSP-ului, acum mă izbesc de ea și trebuie să găsim soluții împreună, ca și în condițiile în care, clar, Spitalul Județean nu are niște fluxuri funcționale, să facă totuși față cerințelor pentru ceea ce impune monitorizarea, doctor, și tratarea COVID-ului. Doamna doctor, ați ocupat pentru o perioadă de timp funcția de director medical al Spitalului Județean Suceava, sub un management militar. Ce aduce nou managementul militar dincolo de experiența profesională a generalului Paul Oprea? Nu am fost director medical, am fost epidemiolog. Director medical era domnul colonel Chioralia. Făceam parte din echipa de management al spitalului. Ei sunt mai riguroși, știu să impună, nu să roage. Știu să respecte ceea ce se stabilește, nu se abdică prea mult. Mă rog, au încercat așa să nu fie chiar militar, au încercat un fel de militar care înțelege civilul,
dar și în condițiile deci astea, bineînțeles. A fost prima dată în viața noastră când ați lucrat sub comandă militară? Da, pentru mine a fost prima dată, sunt nici măcar soldat, nu sunt, pentru că nu am mai prins în facultatea armata, deci nici măcar soldat nu am fost, dar a fost o experiență din care am învățat și ceea ce am, nu că am învățat, ceea ce mi-a întărit această experiență este că respectarea regulilor și, mă rog, un stil de muncă controlat, bazat pe a respecta ceea ce trebuie, duce la evitarea accidentelor, incidentelor și neregulilor. Explicați-ne, vă rog frumos, foarte clar pentru ascultători, care este protocolul de testare pentru diagnosticul COVID-19? Este funcțional real PCR-ul cu care a fost dotat spitalul? Nu este? Care este situația actuală în spital? Din păcate, nici PCR-ul de la Piatra Neamț și nici PCR-ul de la Roma nu sunt funcționale, pentru că un astfel de aparat necesită în dotare și alte componente, componente care, din păcate, nu au ajuns încă. Este clar, nici într-o parte și nici în cealaltă, repet, nici la Roma, nici la Piatra Neamț. Aveți un orizont de timp în care apreciați că ar deveni funcționale, operaționale? În România nu poți să ai un orizont de timp nici în timpuri normale, dar rămite acum. Probabil undeva luna viitoare la Piatra Neamț, poate. Dar specialiști în biologie moleculară care pot opera pe acest aparat aveți? A fost trimis personal la instruire, nu specialiști în biologie moleculară, ci oameni care pe lângă ceea ce știu ei să facă în laborator, au făcut un curs, mă rog, deci, au fost operator, câteva zile la perfecționare. Știu că contextul care specialiștii Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală de la noi, de la medicină veterinară, au demarat la solicitarea instituțiilor responsabile de sănătatea publică sesiuni de instruire a colegilor din sistemul sanitar în tehnica real-time RT-PCR. Pentru detecția genomului viral. Și se pare că lucrurile merg foarte bine. Chiar Institutul de Diagnostic Sănătate Animală a făcut peste 1000 de probe deja. Da, de exemplu la Suceava, în timp ce eram acolo, erau în procedura de acreditare pentru a lucra probe inclusiv la DSV Suceava. Sunt județe în care au avut norocul să beneficieze de ajutorul colegilor din DSV. Sunt județe care, din păcate, ca la noi, așteptăm și așteptăm și ne chinuim să ne lucreze alții probele și așteptăm zile rezultatele, ceea ce îngreunează foarte mult atât supravegherea cât și tratamentul pacienților. Ce se întâmplă cu bolnavii din Spitalul Județean de Urgență Neamț care suferă de alte patologii, cele cardiovasculare, renale, hepatice, dializă, diabet, aceștia fiind cei mai vulnerabili până la urmă în fața virusului, că tot vorbim de persoane decedate care au prezentat comorbidități, dar și de tineri aparent sănătoși? Da. Știți foarte bine că în fața la UPU este un cort de triaj unde se încearcă o selecție a cazuisticii care se prezintă la Spitalul Județean. Cei care au doar alte patologii și nu prezintă simptome respiratorii sau simptome care să fie corespondente pentru diagnosticul de COVID sunt redirecționați către spitalele suport din județ, adică Roman, Târgu Neamț și Bicaz, iar pentru ceilalți se recoltează test și se internează ca și suspecți pe secțiile spitalului. Acum, la momentul acesta, mă rog, secțiile spitalului este impropriu spus pentru că circuitul funcțional și structura funcțională a spitalului este total diferită. El a devenit spital suport pentru COVID-19, nu? Da, este spital COVID
Mă rog, secțiile medicale sunt toate secții care îngrijesc pacient COVID. După cum știți, pacientul suspect trebuie să stea singur până la aflarea rezultatului la teste. Și atunci, într-un spital cu 800 și ceva de paturi, practic funcțional suntem undeva la nivel de 450-500 de paturi, pentru că, repet, avem suspecți. Dacă am avea PCR-ul nostru și rezultatul ar veni în 8 ore, maxim 10, atunci ne-am dat seama mai repede ce să facem cu pacientul respectiv. Așa, un suspect poate sta și 4-5 zile în așteptare și, practic, sunt saloane în care avem un singur om, salonul având, de fapt, 6 paturi. Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult că v-ați făcut timp. Vă urăm succes și nu uitați, nemțenii și-au pus mari speranțe în dumneavoastră. Vă urăm succes și să ne auzim sănătoși. Vă doresc multă sănătate. Doamne ajută, mulțumesc și dumneavoastră. Dragii noștri, revenim după o scurtă pauză muzicală. Avem în direct pe domnul Nicu Bănicioiu, fost ministru al sănătății. Bună ziua, domnule ministru, mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a intra la Jurnal FM în direct.
Bună ziua, bună ziua și salutări tuturor. Experiența dumneavoastră vă legitimează să aveți opinia avizată despre modul în care este gestionată criza medicală COVID-19 în România. Ce părere aveți despre testarea în masa populației, metoda adoptată de alte state, chiar într-o gamă mai largă de teste, cum ar fi kituri de teste rapide pentru antigeni sau pentru anticorpi? Să știți că eu nu am fost întotdeauna adeptul soluțiilor propuse de Organizația Mondială a Sănătății. Iar testarea în masă este exact ceea ce Organizația Mondială a Sănătății ne propune. Nu este nici un moft al doctorilor români, nici, cum să zic, o doleanță așa de nerealizat pe care o propune nu știu ce eminență cenușie din sistemul medical românesc, nici de cum. Este practic protocolul terapeutic pe care îl sugerează Organizația Mondială a Sănătății. Din păcate, în România nu s-a ținut cont nici înainte de a începe criza, nici după începutul crizei de aceste lucruri. Iar faptul că autoritățile nu au reușit să achiziționeze din timp nici aparatele de testare, nici suficiente kituri, a făcut ca întâi la început să fie o strategie de negare a utilității acestei testări în masă, după care au recunoscut, dar nu se mai poate din cauze tehnice. Credeți că vom ajunge la colmatarea sistemului de sănătate, mai ales zona ATI, printr-o înmulțire exponențială a numărului de cazuri grave? Mă refer la cei care vor avea nevoie de ventilație respiratorie mecanică. Să știți că în momentul de față nu se poate face o predicție foarte exactă cu numărul de pacienți care va necesita terapie intensivă. Însă nu ai cum să nu fii îngrijorat, având în vedere evoluția cazurilor de la zi la zi și uitându-te prin comparație și la celelalte țări, evident. Bun, nu te compari cu Italia sau nu ar trebui să te compari cu Italia sau Spania, unde modul de transmitere a fost altul, unde ei având aeroport la Milano, de exemplu, a fost un aeroport foarte mare, a fost pacientul care a venit direct din China și practic de acolo a început contaminarea tuturor celorlalți, nu te poți compara cu modul social al celor de acolo și multe altele. Plus că noi suntem la vreo 3 săptămâni în urma Italiei. Deci aveam timp să învățăm din ceea ce n-au făcut ei bine. Aveam timp să luăm măsurile pe care ei nu le-au luat și tot așa. Dar, din păcate, ați văzut, au fost decizii, multe dintre ele neînțelese de specialiști, unele dintre ele luate destul de târziu, altele încă neluate, cum sunt cele referitoare la pacienți, la cei care intră în țară, chiar și în aceste momente. Dar noi nu știm exact cum sunt ei mapați, cum sunt monitorizați, nu știm cum sunt urmăriți în izolare, nu știm cât de eficientă este carantina. Ba, de câteva zile, ați văzut, ne uităm la televizor și vedem tot felul de adunări cu mii de oameni pe care îi duc străinătate la muncă. Iarăși, o situație greu de înțeles și pe care autoritățile practic o neagă. Sau nu explică, sau nu înțelegem de ce fac lucrul acesta. Da. Astăzi, în județul Neamț, Spitalul Județean de Urgență a devenit spital suport COVID-19. Bolnavii cu alte patologii sunt direcționați către Roma, în Târgu Neamț, Bicaz. Mi-aduc aminte când dumneavoastră ați redeschis spitalul din Bicaz, un spital închis în vremuri de mult apuse și nocive pentru România. Mă întreb cum gestionăm astăzi criza din județul Neamț, dacă cum am fi gestionat criza dacă acel spital nu exista. Vedeți, asta spuneam și atunci când am redeschis Bicazul, când am alocat bani să facem spitalul nou la Fălticeni. Deci sunt lucruri pe care sau despre care unii nu au ținut cont. Și din păcate, vedeți, acum ne lovim de ele. Deci era bine să avem și spitalul terminat la Fălticeni și atunci din Suceava avea într-adevăr un spital real suport.
era bine să mergem înainte cu investițiile și la Bicaz și la Neamț, și atunci aveam realmente spitale suport în eventualitatea în care spitalul județean din Neamț nu era folositor. Iar acum, revenind la situație și întrebarea dumneavoastră, de fapt, vreau să vă spun că e foarte greu să direcționezi pacienții cu patologii acute sau cu patologii severe către Bicaz. Nu au încă capacitatea de a gestiona, nu știu, situații de urgență de genul unui infarct miocardic acut, de genul unui... Nu, în niciun caz, nici spitalul din Piatra Neamț nu are ceea ce se numește cardiologie intervențională. Sigur, și atunci ce faci cu acești pacienți? Și o să ajungi în situația în care mortalitatea non-COVID va fi chiar mai mare decât mortalitatea de COVID-19. Adică lucrurile sunt negestionate absolut deloc. Parcă am uitat dintr-o dată că oamenii fac infarct, parcă am uitat dintr-o dată că oamenii au și cancer în România, au și diabet în România, au și multe alte boli care nu necesită nici amânare, nici izolarea lor. Izolarea lor din punct de vedere medical, mă refer. Și atunci... Asta e un subiect foarte important, sper să-l mai abordăm. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, vă mai așteptăm la Jurnal FM. Cu mare plăcere. Dragii noștri, revenim după o scurtă pauză muzicală. Chiovanu, președinte, secretar de stat al Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Domnule președinte, IDSA a încheiat un protocol, Institutul Diagnostic Sănătate Animală, a încheiat un protocol cu Ministerul Sănătății și au ajuns la procesarea unui număr mai mare de 1000 de probe. În ce constă această colaborare cu laboratoarele județene și, desigur, cu IDSA? Da, încă de la începutul lunii martie, serviciile veterinare din România au fost implicate în mod activ în criza coronavirus din România. Și anume, Autoritatea Sanitar Veterinară și-a arătat disponibilitatea pentru specialiștii și echipamentele real-time PCR, care sunt disponibile în cadrul laboratoarelor sanitar-veterinare județene, pentru că aceste echipamente
ne ajutau pe noi să facem teste pentru virusul pestei porcine africane, pentru virusul gripei aviare și în momentul de față avem mai multe laboratoare sanitar-veterinare care testează COVID-19 la nivel național. În primul rând, Institutul de Diagnostic Sănătate Animală, care este, cred că, unul dintre cel mai performante institute din, și este un laborator național de referință. Și european, este unul dintre, un laborator din, european de referință. European de referință și este unul dintre, cred că, cel mai bine și cel mai bun laborator din sud-estul Europei. De altfel, are și o incintă de securitate de nivel 3, fiind exact, care, 5 în toată Europa. Exact, exact. Și este singurul din România care are nivelul de biosecuritate nivel 3, în comparație și cu celelalte laboratoare pentru medicină umană, pentru sănătate publică. Toate celelalte laboratoare județene au un nivel de biosecuritate 2. Din luna din 27.03, de când am încheiat un protocol între Institutul de Diagnostic Sănătate Animală și Spitalul de Urgență, Spitalul Municipal București, am început să testăm și am ajuns acum la peste 2000 de probe. Sunt 200 de probe care se testează pe zi la Institutul de Diagnostic Sănătate Animală. Celelalte laboratoare care au început să funcționeze este laboratorul de la Tulcea, laboratoriul sanitar veterinar din cadrul Direcției Sanitare Veterinare din Tulcea, funcționează încă din data de joi, din 9 aprilie, funcționează acest laborator și a ajuns la o testare de 100 de probe pe zi. Este laboratorul de la Bistrița care va testa începând de săptămâna viitoare. De asemenea, laboratorul de la Alba și Direcția Sanitară Veterinară de la Alba a pus la dispoziție echipamentul PCR pentru Direcția de Sănătate Publică din Alba și acum au început și funcționează și testează 100 de probe pe zi. De asemenea, serviciile veterinare, prin implicarea directă în această criză, au pus la dispoziție, acolo unde existau două echipamente PCR real-time, au pus la dispoziție un echipament către direcțiile de sănătate publică sau spitalele județene, municipale, după caz, de exemplu, la Cluj a fost pus la dispoziție, la Satu Mare, la Arad, de asemenea, au pus la dispoziție la Spitalul Județean componente. Dar, domnule președinte, toate aceste PCR-uri sunt folosite, mai ales în această perioadă, și pentru monitorizarea, pentru probele, pentru pesta porcină africană, pentru exact. Care noi suntem... Și clasică. Sigur, suntem în plin proces de monitorizare a acestor boli. Este afectat monitorizarea activității diagnostic de laborator în acest context sau lucrurile sunt total separate și alocările din cele patru județe sunt exclusive pentru COVID-19? Sunt total separate pentru că situația o impune să fie un flux separat, nu se lucrează, deci toate sunt, iar acolo unde a fost cazul, de exemplu, acum avem solicitări de la Maramureș, de la Brăila. Dacă înainte lucrau teste pentru peste porcină africană, peste porcină clasică, dacă vor fi cazuri, pentru că prioritar este omul, noi vom rearonda aceste probe, le vom rearonda la județele învecinate. În momentul de față avem 23 de laboratoare la nivel județean care testează în continuare pentru peste porcină africană, deci testele pentru virusul peste porcină africană nu au fost afectate deloc. Domnule președinte, vă mulțumim foarte mult, vă mai așteptăm la Jurnal FM. Și eu vă mulțumesc. Informațiile dumneavoastră au fost foarte utile, vă urăm sărbători fericite și să ne auzim sănătoși. Și eu vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru invitație și îndemn toți consumatorii să consume numai din locuri autorizate și îndemn la consumatorii să consume carne proaspătă de bovină și ovină. Mulțumim frumos, la revedere! La revedere, weekend plăcut! Dragi ascultători, a venit momentul să vorbim și cu scriitorul Dan Dumitru Iacob.
un doctor desăvârșit al sufletelor noastre, al spiritualității noastre, al credinței în Dumnezeu. Bună ziua, Dan, bine ai venit! Bună ziua, bine te-am regăsit! Avem nevoie mai mult ca niciodată de credință în Dumnezeu, în noi, în semenii noștri. Poate că valul crizei medicale, economice, nu ne lasă să vedem criza morală care ne-a adus aici. Ce părere ai despre asta? Așa este. Trebuie făcută diferența între religiozitate și credință. Religiozitatea presupune ritual, presupune frecventarea bisericii. Astăzi, de exemplu, în Sâmbăta lui Lazar era și Sâmbăta Pomenirii Morților. În vremuri normale, bisericile erau pline dis de dimineață cu femei, cu colivă, cu tot felul de daruri. Dar iată că religiozitatea fără credință își pierde acoperirea. Urmarea problemă care se pune acum, spun eu, noi acum suntem puși la încercare. Pentru că nu ne putem exprima religiozitatea, nemai putând frecventa biserica așa cum o făceam înainte de criză, dar ne putem exprima credința. Și invitația Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe, a Patriarhului Daniel, este de a ne exprima credința stând acasă, aprinzând lumânarea, rostind rugăciunile, urmărând slujbele la televizor, la radio și de a fi, practic, noi suntem trupul nevăzut al lui Hristos, văzut în momentul în care umplem bisericile, dar acum suntem trupul nevăzut. Noi ne știm unii pe alții, ne știm cei care frecventăm biserica și va fi foarte important ca începând din această seară, de mâine, de toată săptămâna viitoare, când vor fi deinile, culminând cu Sâmbăta Mare, să ne simțim unii pe alții în rugăciune și să ne simțim unii pe alții ca trup viu al Mântuitorului Hristos. Da, până la urmă, casa lui Dumnezeu este în fiecare casă, acolo unde sunt credincioșii, fiecare la noi în casă, prin credință, facem în așa fel încât să fim în casa lui Dumnezeu. Nu e obligatorie prezența noastră în biserică sau în curtea bisericii în actualele condiții. În actualele condiții nu, dar nu trebuie să uităm că Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie are în centru momentul săvârșirii euharistice. Practic, în momentul în care particip la o Sfântă Liturghie, practic asiști la transformarea pâinii și vinului în trupul și sângele Mântuitorului. Și atunci tu ești co-liturghisitor. Sigur, nu vom putea participa fizic în noaptea de înviere la slujba liturgică, dar, repet, stând la casele noastre, urmărind slujba la televizor, ascultându-o la radio, putem fi prezenți prin credință. Ăsta este miracolul credinței. Care este părerea ta? Oamenii vor înțelege acest lucru sau vor încălca și regulile și vor dori neapărat să fie la slujbă fizic, la biserică? Nu, oamenii vor înțelege. Vor înțelege de ce? Statistic vorbind, doar 6% din populația României este o populație care frecventează biserica. Acești oameni sunt oameni credincioși, acești oameni sunt oameni care înțeleg. Pe de altă parte, foarte mulți oameni, după cum bine știi și tu, în noaptea de sâmbătă, de exemplu, la 12 fără 20 erau la biserică, la ora 12 și 20 erau deja în casă, la masă. Și mulți umpleau străzile numai pentru o jumătate de oră. Ei, acei oameni, sigur, nu vor mai veni, iar cei cu adevărat credincioși, cei 5-6%, vor înțelege și vor sta acasă, vor ieși la balcon cu o lumânare aprinsă. Eu spun, eu cunosc foarte bine mediul din Moldova și mai ales din Piatra Neamț și oamenii care au cu adevărat credință și religiozitate sunt oameni disciplinați, sunt oameni pentru care contează în primul rând a fi cu Mântuitorul Hristos în inimă și în biserică atunci când se poate. Nu sunt oameni care să meargă într-o extremă. De altfel, biserica, conducerea Bisericii Ortodoxe Române a dat și un comunicat de presă în care face câteva recomandări foarte clare tocmai pentru a proteja populația și mai ales că practicanții ortodoxi de obicei au o anumită vârstă
și ar fi mai expuși cei care, într-adevăr, stau la toată slujba, ba unii stau până la 5 dimineața la slujba. Da, bine, slujba se termină în jurul 3. De ce? Pentru că oamenii mai răvnitori se împărtășesc cu trupul și sângele Mântuitorului chiar în noaptea învierii. Și atunci, sigur, Sfânta Liturghie se termină în jurul 3, oamenii se împărtășesc și pe urmă merg acasă. Dar aș vrea să spun un lucru foarte important. Postul acesta, anumit și postul mare, a avut 7 săptămâni. Numărul 7 este legat de cele 6 zile ale creației. În ziua a 7-a, spune referatul biblic, Dumnezeu s-a odihnit. Nu s-a odihnit pentru că era obosit, dar s-a odihnit pentru că vrea să arate creația este finalizată. Ei, în credința noastră creștină, a 8-a zi va începe după a 2-a venire a Mântuitorului Hristos. Practic, acest post al Paștelui s-a desfășurat între duminica izgonirii din rai al lui Adam și Eva, prima duminică din post, și se va sfârși, va culmina cu duminica învierii. Totul este rotund. Ori noi în creștinism și mai cu seamă în creștinism ortodox trăim în această lumină a învierii. Știm foarte bine că în mistica romano-catolică accentul este pus pe patimile Domnului, ceea ce a făcut ca la anul 1200 Sfântului Francis de Assisi să-i apară pe trup stigmatele. Ori toți sfinții ortodoși, culminând, de exemplu, cu Sfântul Serafim de Sarov, au această bună întâlnire cu lumina învierii și atunci vedem cum în icoanele ortodoxe sfinții sunt cu aur. În icoane lumina vine din interior. Este lumina necreată, lumina harului necreată a lui Dumnezeu. Trăim o perioadă de încercare, dar întorcându-mă la ziua de astăzi, la sâmbăta lui Lazar, Hristos, înainte de patimile sale, a venit în Betania. Betania este la 3 km de Ierusalim. Acolo a fost găzduit și în zilele următoare, în săptămâna patimilor, și a venit la o sărbătoare, pentru că el îl înviase pe Lazar, și atunci Marta și Maria, surorile lui Lazar, sigur, au dat o masă. Și la acea masă Maria a venit cu un mir, cu un vas, i-a udat picioarele cu mir și Iuda, care avea să-l trădeze, a spus, dar mai bine vindeam mirul și dădeam la săraci. Hristos a zis, pe săraci îi veți avea tot timpul, dar aceasta a făcut-o ea pentru îngroparea mea, pentru pomenirea mea. Și atunci spune Părintele Galeriu, fundamental spune Părintele Galeriu, Iuda s-a revoltat în fața iubirii și a sfințeniei. El a măsurat prețul iubirii în dinari, în bani, fără să știe că măsura iubirii este de a fi fără de măsură. Ei, noi avem șansa. Danuț, o să continuăm discuția noastră mâine, când vom sărbători, sper, împreună Duminica Florilor. Sigur. Dragii noștri, nu uitați să rămâneți în casă, izolați, pentru a vă proteja pe voi și pe cei dragi. Nu uitați de săpun și de dezinfectante. Nu uitați să rămâneți cu mâinile curate. Ne reauzim mâine la ora 16 pe Jurnal FM, solidari și cu mâinile curate, vom sărbători împreună Floriile și Paștele Catolic. Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Yeah. Imagine there's no countries, yeah. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living for today. You may say that I'm a dreamer.